Federația Națională de Mine Energie, împreună cu Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate Univers și Federația Sindicatelor Libere și Independente Petrol Energie, au stabilit întâlniri cu parlamentarii de Gorj, indiferent de culoarea politică. Discuția ar urma să aibă loc mâine cu Dan Vâlceanu și Mihai Weber, iar cu Radu Miruță ulterior, întrucât nu se va afla în localitate. Federațiile sindicale vor să solicite parlamentarilor modificări la proiectul de lege care vizează trecerea în condiții speciale a unităților de producere a energiei electrice și termice, referitoare la includerea activității miniere în acest proiect. De asemenea, liderii vor să afle și informații referitoare la stadiul în care se află planul de restructurare și decarbonare 2020-2025 transmis Comisiei Europene de către CEO. Aceștia spun că șefii partidelor politice trebuie să știe ce se întâmplă cu planul de restructurare, chiar de la colegilor europarlamentari, așadar le pot oferi informații clare și concrete. Mai mult, federațiile vor și adoptarea de către Guvernul României a unei ordonanțe de urgență care să reglementeze venitul de completare pentru salariații Complexului Energetic Oltenia afectați de planul de restructurare. Președintele FNME, Dumitru Pârvulescu, spune că întâlnirea este foarte importantă, mai ales în contextul protestelor minerilor din ultima perioadă și că încearcă să se lege de cea mai mică speranță pentru a-i ajuta pe colegi. Mi se pare o chestie normală ca, având această posibilitate de rezolvare, dar bineînțeles, cu ajutorul politicienilor a acestei probleme, să ne luptăm, chiar dacă șansele, recunosc, sunt foarte mici, pentru că vedeți noastră ce se întâmplă în România și în lume în momentul de față. Dar, revin, trebuie să ne legăm și de șansa asta minimă pe care o avem, pentru a face ceva pentru colegii din minerii și din energie. Deși nu este niciun parlamentar din județele afectate în Comisia de Muncă din Camera Deputaților, aceștia speră că vor găsi înțelegere astfel încât să fie introduse modificările solicitate, iar ulterior acestea să fie adoptate.